Fiecare dinte extras la dentist își pune amprenta atât asupra sănătății corpului cât și asupra aspectului fizic. Din fericire însă, progresul înregistrat de medicina stomatologică în ultimii ani permite soluții din ce în ce mai avansate, iar implanturile și protezele dentare sunt tot mai durabile și mai estetice, dar recent a intrat în uz o procedură cu adevărat revoluționară care permite regenerarea completă a dinților căzuți. Potrivit unui studiu de ultimă oră realizat de celebrul medic stomatolog Jeremy de la Universitatea Columbia, în prezent dinții pot fi regenerați complet prin intermediul celulelor STEM prelevate de la pacient. Această tehnologie modernă va oferi posibilitatea de a avea dinții noi în doar 9 săptămâni. Acest termen de 9 săptămâni este timpul necesar pentru acest proces de creștere. Doctorul Jeremy a spus, dintele lipsă este înlocuit cu celule STEM de la propriul corp, iar dintele se unește cu țesutul din jur. Da! este simplu. Acest lucru va crește procesul de regenerare și va duce la o recuperare rapidă. Iată deci ce importanță uriașă au aceste proceduri de autoregenerare dentară. Sunt mai puțin invazive, implică riscuri mult mai mici, plus că sunt complet nedureroase. Această tehnologie ultramodernă, bazată pe regenerarea naturală a dintelui în jurul unui esofodaj ortodontic, permite creșterea completă a țesutului dentar, în decurs de numai 9 săptămâni, iar celulele STEM sunt ingredientul cheie al procedurilor de autoregenerare. Această procedură nu este încă disponibilă pentru toți oamenii din lume. Este încă în curs de cercetare și aprobare din partea autorităților medicale. Relatează sursebune.com.